Firmele care activează în domeniul Horeca, adică acela al turismului și alimentației publice, vor primi un ajutor de stat aprobat și livrat prin intermediul Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut de deputatul Hunedoran Vetuța Stănescu în cadrul emisiunii La Subiect, difuzată de 1TV, care a mai precizat că actul normativ necesar pentru acordarea ajutorului de stat a fost aprobat de către guvern. A fost aprobat un ajutor de stat pentru IMM-urile care au suferit, sau, mă rog, cei din industria Horeca care au suferit în această perioadă și suferă în continuare. Deci 20% din pierderile înregistrate pe parcursul anului trecut, respectiv anul acesta, vor fi susținute de către Comisia Europeană printr-un ajutor de stat. Lucru care este foarte important pentru că industria Horeca cu adevărat a fost extrem de afectată. Pentru că, na, sunt oamenii care n-au mai putut să-și vândă produsele, indiferent de care au fost ele, în ritmul în care o făceau înainte de pandemie. Adică hotelurile nu și-au mai vândut pachetele de vacanță, de servicii pe care le furnizau, restaurantele la fel. Și guvernul a găsit o soluție, prin dialog, sigur, cu Comisia Europeană, prin care să suporte 20% din aceste pierderi. Vetuța Stănescu a explicat și mecanismul prin care se calculează valoarea de 20% din pierderile suferite anul trecut de operatorii din Horeca. Se face un gen de analiză. Veniturile realizate în perioadele de normalitate, adică 2019, și veniturile înregistrate în 2020. Și atunci se face o diferență și 20% din pierderile înregistrate se vor susține de către Comisia Europeană printr-un grant ajutor de stat. De acest ajutor de stat ar putea beneficia și antreprenori hunedoreni, județul nostru fiind unul cu un bogat potențial turistic.